Bună ziua și bine v-am regăsit. În această etalare vom vedea ce intenții are persoana voastră pentru voi. Vom avea trei variante: varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Țineți cont că această etalare este o etalare generală, așadar nu toate situațiile se vor potrivi cu toată lumea. Voi încerca să fiu cât de specifică pe fiecare situație în parte pe care o văd, dar va trebui să adaptați anumite informații. Voi începe cu varianta numărul 1, iar dacă voi aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Bun. Să vedem întâi cu cine aveți de-a face. Da? Cine este persoana voastră? Asta este un mod prin care voi vă puteți verifica dacă etalarea într-adevăr se potrivește cu voi sau nu. Avem de face cu o persoană destul de indecisă. Această persoană este destul de pasională, poate să fie în semn de foc, dar aș vrea să zic că această persoană nu prea, cum să zic, nu e ca și cum se stă și se gândește logic în legătură cu ceea ce are de făcut. Această persoană, chiar dacă trage de timp în legătură cu a face o decizie, în cele din urmă decizia finală este bazată tot pe impuls. Această persoană nu cred că este o persoană care are tendința să se îmbrace simplu, ci din contră este o persoană care are tendința să se îmbrace nu neapărat elegant, dar mai degrabă modernă într-un fel. Este o persoană care vrea să fie admirată, vrea să fie apreciată, care vrea validare din partea tuturor persoanelor, nu doar din partea persoanelor de același sex, ci și de sex opus. Această persoană totodată are tendința de a urmări de la distanță, de a contacta de pe conturi false, de a testa oamenii, de a-și lua timpul pentru a vedea dacă persoanele sunt potrivite sau nu. Din nou, nu este ca și cum această persoană fiecare pas îl face atât de gândit pe cât vrea să pară că e de gândit, dar se bazează foarte mult pe reacții, pe ceea ce vine pe moment și dacă într-un moment are toane mai proaste și iese din relații sau zice ceva destul de urât, nu regretă ulterior. Chiar dacă nu a făcut cel mai bun lucru, dar nu e o persoană neapărat extrem de matură și nu este o persoană care neapărat să aibă o responsabilitate față de ceea ce zice. Nu-și asumă responsabilitatea în general. Această persoană, în momentul în care nu comunică eficient, zice că voi n-ați înțeles bine, că voi ați înțeles greșit, că voi ați interpretat nu știu cum, că vouă vi se pare. Nu, nu e o persoană foarte onestă, nu e o persoană foarte directă, nu e o persoană foarte deschisă în legătură cu ceea ce gândește, ceea ce simte și așa mai departe. Bun. Situația voastră în acest moment. Rege de bâte, chiar m-aș aștepta să văd regele de bâte aici, as de pentagrame și 5 de pentagrame. Atenție foarte mare pentru că eu această persoană, încă o dată, nu o văd stabilă față de voi. Odată vă vrea, odată nu vă vrea. Odată vine, odată nu vine. Această persoană vrea să lase impresia că este foarte stabilă, că este foarte echilibrată, că este foarte hotărâtă, că ceea ce vrea să obține, aia obține. Dar realitatea nu este tocmai așa. Este o persoană, în primul rând, destul de instabilă. Și nu e vorba doar de, nu știu, ce tip de înghețată vrea, este vorba de decizii foarte importante în legătură cu viața pe care o duce. Nu poate lua deciziile la timp și nu își poate asuma responsabilitatea pentru deciziile făcute. Este o persoană care speră, vrea, își dorește o relație unică, își dorește o relație puternică, își dorește o relație ca în povești, dar nu depune neapărat efortul pentru a o avea cumva. Așteaptă ca aceasta să pice din cer, așteaptă să întâlnească persoana potrivită și are niște așteptări cumva nerealiste și o să explic de ce. Asul de pentagrame, de regulă, este o carte a construcției, este o carte a unei situații care se îmbunătățește, care se stabilizează, care se echilibrează, care ușor, ușor avansează într-un fel, dar apoi avem cinciul de ăsta, pentagrame care ne arată că are tendința de a visa, de a spera, de a dori să construiască, dar de a părăsi prea repede, de a părăsi înainte să se obțină un rezultat, de a părăsi o situație înainte să vadă dacă ceea ce a investit s-a meritat sau nu. Din cauza asta, persoana asta are destul de multe probleme și nu cred că este doar la relații, cred că este pur și simplu în viață în general. Fie nu reușește să-și găsească un loc de muncă foarte stabil,
Fie această persoană are tendința de a se muta cu totul și cu toată viața foarte, foarte des și această persoană practic nu poate prinde rădăcini niciunde tocmai din această cauză. Până ce această persoană nu învață să se liniștească și să-și asume greșelile și să-și asume fiecare lucru pe care îl face, voi degeaba sperați la această persoană pentru că nu e ca și cum nu vrea să construiască. Vrea, dar nu se simte ca și cum ar. Pentru voi nu se simte ca și cum ar vrea să construiască. Pentru voi se simte mai degrabă ca un fel de abuz. Pentru voi se simte ca un fel de. Cum să zic? Eu depun efort, dar tu ce faci? Cam așa se simte pentru voi. Și nu cred că această persoană va schimba ceva în legătură cu modul de abordare al relațiilor prea curând. De aceea este foarte important ca voi să conștientizați că voi, dacă rămâneți ancorați către această persoană, voi veți fi pur și simplu agățați fără sens. Nu e ca și cum voi ajungeți la o concluzie, nu e ca și cum voi convingeți această persoană, nu e ca și cum voi faceți această persoană să se maturizeze. Această persoană trebuie să se maturizeze singură, această persoană trebuie să se hotărască singură și această persoană trebuie să se dedice singură către ceva. Oricât ați vrea voi să ajutați această persoană pentru ea, nu neapărat pentru voi, nu are niciun sens, iar pentru voi nici atât. Trebuie să conștientizați că pentru voi este foarte important să petreceți timpul în natură, pe cât posibil, și să lăsați această persoană pur și simplu să facă ce consideră. Voi trebuie să ajungeți într-un stadiu în care nu sunteți deranjați absolut deloc de deciziile acestei persoane și sunteți complet neutri. Nu trebuie să vă afecteze, nu trebuie să vă îngrijorați și nu trebuie să vă gândiți la această persoană, pentru că nu cred că vă puteți baza pe deciziile acestei persoane, intențiile acestei persoane și speranțele acestei persoane pe perioada imediat apropiată. Bun. Dar să vedem totuși ce ar putea intenționa această persoană față de voi în perioada asta. Spânzuratul. Justiție. Regina de spade. Sincer, aici, legat de persoana voastră, este ca și cum voi ați rămas deja agățați, nu e ca și cum voi, nu știu, o să rămâneți agățați, adică, nu știu, pentru majoritatea dintre voi lucrurile aici s-au încheiat, dar ce vreau să zic este că această persoană, pe de o parte, e conștientă că trebuie să aibă o conversație foarte serioasă cu voi, pe de altă parte, fuge de ea. Nu cred că este vorba de dacă se va întâmpla această conversație, pentru că sunt sigură că se va întâmpla, dar țineți cont că pentru unii dintre voi poate să dureze peste un an de acum încolo, nu punem ce a fost înainte, da? Peste un an de acum încolo ca să obțineți acea conversație, așadar nu cred că se merită pentru toată lumea să așteptați după această persoană să aveți această conversație. Este bine să meditați, este bine să scrieți pe foaie de hârtie, să vă faceți voi un propriu scenariu de încheiere, cum ar fi trebuit să decurgă și cum ar fi trebuit să fie, cum ați fi preferat să fie, dar tipul acela de încheiere definitivă, ca voi să puteți face pace în primul rând cu voi și să puteți trece mai departe. Aici nu cred că persoana asta este acolo pentru voi în momentul în care voi aveți nevoie de ea, dar dacă persoana are nevoie de voi, voi trebuie să fiți prezenți. Dacă voi se întâmplă nici măcar să nu fiți acolo, să nu vă dați seama că persoana are nevoie de voi, se dezlănțuie potopul. Nu, ce potop, mai bine zis, hai uragană. Nu cred că această persoană este dispusă la o relație de echilibru și de egalitate. Această persoană vrea să obțină atenție, grijă, afecțiune, validare de la voi, dar nu e dispusă să facă eforturi. Nu e dispusă să vină și să-și asume ceea ce face. E ca și cum persoana vrea să aibă toate beneficiile unei relații, dar fără să-și asume și totodată după să blameze pe voi faptul că nu înțelegeți această persoană, chiar dacă această persoană, în primul rând, n-a vrut să se deschidă față de voi. Și aici sunt niște probleme destul de mari pe care nu cred că le puteți trece voi așa de ușor. Vreau să văd dacă totuși, chiar și la termen mai lung, această persoană va veni către voi pentru acea discuție. Da, va veni. Și cum se va termina?
roata norocului se va întoarce în favoarea voastră. Persoana va veni propunându-vă o împăcare, o restabilire a conexiunii, dar nu cred că voi veți mai fi persoanele dispuse. Este posibil ca voi în acel moment să aveți un nou partener pentru cineva de aici, poate să fie un partener din zodie de leu. Și dacă această persoană e zodia de leu, nu e această persoană, este altcineva. Vreau să știți aici de asemenea că energiile primordiale aici sunt berbec, leu, săgetător, balanță. Și ce mai am aici? 2 secunde. Taur, fecioară, capricorn. Ok. De asemenea, mai am și zodiile de aer, dar cred că e mai bine să mă rezum aici doar la balanță, da? Deci, nu cred că din toată situația asta voi veți rămâne împreună. Și pe termen lung, pe voi vă văd vindecându-vă, pe voi vă văd în energia voastră, pe voi vă văd ridicându-vă vibrația, pe voi vă văd bucurându-vă de viață, găsind alt partener și un partener care este de această dată matur, responsabil, loial, activ în viața voastră și care este acolo pentru voi, care vă oferă și el acea validare, acea atenție de care aveți nevoie, nu care doar ia de la voi. În timp ce această persoană nu neapărat că se maturizează, pentru că totuși ultima carte este Paj de Pentagrame, dar are o inițiativă de a lua lucrurile mai serios. Pentru unii dintre voi poate să fie pur și simplu după o perioadă foarte lungă în care această persoană a ales să stea singură și să aibă doar situații pasagere și abia când se plictisește de asta și aduce aminte că mai existați și voi și vrea să vă propună o relație mai stabilă pentru că știe că voi sunteți acel gen de persoană cu care se poate construi o casă, cu care se poate avea un cămin, cu care se poate înțelege și cu care nu trebuie să facă atâtea compromisuri ca lucrurile să meargă bine. Deci atenție foarte mare pentru că nu este această persoană ceea ce vă trebuie vouă, nu este această persoană ceea ce vă doriți voi. Dar trebuie să așteptați pentru cine trebuie să apară aici. Ok. Să vedem pentru varianta 2. Cu cine aveți de-a face? Avem de-a face cu un magician. Magicianul, de regulă, este o persoană puternică, este o persoană care poate face ceea ce consideră. Poate să vină dintr-un mediu privilegiat, în sensul în care această persoană poate să aibă prin familie un anumit statut sau anumite beneficii materiale, lucruri de această natură, dar este și o persoană destul de capabilă. Deci nu este ca și cum, da, persoana asta depinde doar de părinți și dacă n-ar fi fost părinții nu s-ar fi realizat. Nu, este o persoană care, da, deși se poate baza pe familie, este o persoană care se poate realiza de una singură. De asemenea, aici această persoană poate avea abilități de manifestare foarte bune, indiferent că le conștientizează sau nu, dar sincer aici cred că aveți de-a face cu o persoană care are tendința să manipuleze energia și nu cred că neapărat este în mod voit acest lucru, cred că pur și simplu persoana nu realizează ceea ce face, dar în momentul în care se întâmplă acest lucru, efectiv toate lucrurile merg în favoarea sa, indiferent de ceea ce face. Aici este o energie ciudată. De ce? Pentru că se simte energia berbecului și se simte și energie scorpionică. În momentul în care această persoană manipulează energia, este ca și cum devine cea mai carismatică, cea mai interesantă persoană dintr-o încăpere, chiar dacă nu este neapărat cea mai atractivă, dar reușește să influențeze energia în așa fel încât să atrag atenția asupra sa sau asupra anumitor aspecte pe care această persoană le vrea influențate. Această persoană poate face o carieră în vânzări, poate face o carieră, nu știu, aici mai degrabă cred că ar fi o persoană care se ocupă fie de firma familiei, fie are firma sa personală, dar dacă ar vrea să, nu știu, se ocupe de alte activități, orice activitate care include, care implică efectiv vânzarea directă către clienți, mai ales clienți de un anumit statut, persoana asta are foarte mare succes. Este genul de persoană care poate să intre pe neașteptate chiar în anumite cercuri de oameni foarte bine stabiliți, foarte bine realizați în această viață. Ok, situația dintre voi. Nu cred
că aici neapărat poate fi vorba de o separare. Cred că aici poate să fie vorba pur și simplu de faptul că voi sunteți într-o așteptare de mai mult timp ca lucrurile să capete un anumit contur. Problema este că acel contur pe care vi-l doriți voi nu neapărat și-l dorește și această persoană. Și atenție cu energia magicianului aici, poate să fie pur și simplu faptul că această persoană reușește. Nu neapărat că își conștientizează asta, dar prin simplu fapt că își dorește ca voi să rămâneți agățați, puteți rămâne agățați în această circunstanță. Atenție foarte mare, pentru că pe voi vă văd aici confruntându-vă cu foarte multe emoții amestecate, dar în general negative. Și sincer, aici aș vrea să vă zic că mai poate să fie de asemenea vorba de faptul că voi vă simțiți blocați și că nu vă puteți face viața în timp ce această persoană influențează energia. Ok. Ce intenție are această persoană cu voi? Nu știe. Dar în cele din urmă va veni către voi. Nu știu pentru cine e asta. Dar aici, această persoană poate să aibă în familie pe cineva care practică ritualuri, care practică, nu știu, ceva, habar n-am ce. Pentru unii poate să fie și dintr-o familie de preoți sau ceva de această natură. Pentru că cu magicianul și marea preoteasă aici este o abilitate mult prea mare de a influența realitatea în avantajul său. Mult prea mare puterea asta. Și ce se întâmplă cu voi este că voi resimțiți indecizia sa și o aplicați pe voi. Nu știu cum, dar așa se întâmplă. Dacă voi știți că această persoană are pe cineva în familie, 2 secunde să deschid un pic geamul pentru că mă asfixiez aici singură cu bețe parfumate. Așa. Dacă voi știți că această persoană are pe cineva care practică ritualuri în familie sau prieteni de această natură, deși eu cred că mai degrabă este vorba de linie de sânge, da? Trebuie să știți că această persoană are acele abilități care vin de pe urma ancestorilor și care vă pot influența. Motivul pentru care mulți dintre voi aici nu reușesc să se rupă de această persoană este pur și simplu pentru că există această conexiune. Și nu este ca și cum persoana neapărat face voit pentru toată lumea. Pentru o persoană aici, da, se face voit, dar pentru majoritatea dintre voi nu se face neapărat voit, dar iată că pur și simplu energia funcționează așa. Ce este foarte important pentru voi este să reușiți să faceți un mic ritual de protecție sau să spuneți o rugăciune sau puteți urmări sfaturile de protecție ale lui Salem Taroko, și acolo veți găsi exact ce să faceți, cum să faceți. Faceți acel mic sfat de protecție pentru că vă poate ajuta foarte mult să vă eliberați și să vă îndepărtați de această persoană, lucru care putea părea destul de, nu știu, greu până acum. Acum pur și simplu va începe să pară mult mai ușor de făcut pentru voi, pentru că voi pur și simplu nu veți mai permite acelei energii să vă acceseze. Este foarte important ca voi să conștientizați că acest lucru se aplică pentru voi, mai ales dacă în ultimele 2 săptămâni ați avut un vis în legătură cu această persoană. Și dacă există un fel de conversație sau mesaj pe care știți că această persoană vi l-a transmis în vis și pe care nu vi-l puteți aduce aminte în realitate. Este foarte important ca voi să conștientizați că din momentul în care voi vă eliberați, este posibil ca această persoană să revină. Dar atenție foarte mare, pentru că și dacă această persoană revine, este foarte important ca voi să continuați cu aceste mici ritualuri de protecție, pentru că energia persoanei, încă o dată, este extrem de puternică și vă influențează foarte mult. Ce vă zice în legătură cu această persoană este că nu puteți să aveți așteptarea ca această persoană să vină cu idei preconcepute, hai să avem o relație stabilă, hai să facem lucrurile într-un anume fel. Această persoană pur și simplu simte că voi vă desprindeți din, cum să zic eu, ceea ce face chiar la nivel subconștient, dar simte chestia asta și va tinde să vină către voi să vadă exact unde puteți duce lucrurile mai departe, de cum alegeți voi să tratați lucrurile astea, este exact cum doriți voi. Dar această persoană nu are neapărat o
intenție foarte clară asupra voastră. Nu este neapărat că vrea o aventură și nu este neapărat că vrea o relație stabilă. Este pur și simplu faptul că această persoană este indecisă și reușește să vă țină agățați. Iar în momentul în care voi vă eliberați, această persoană va simți și va veni către voi. Deci, pentru unii dintre voi, dacă aici sunteți în separare de mai mult de 2 ani, acesta poate fi motivul. Și încercați să faceți un mic ritual de tăierea corzilor energetice. Eu cred că voi posta zilele astea un ritual pentru membrii, dar încercați să faceți fie o meditație, fie un mic ritual, fie ceva de această natură și un ritual de protecție și o să vă simțiți pas cu pas mai bine. Este clar că trebuie repetate, dar o să reușiți să căpătați un sens la tot ceea ce se întâmplă, o să reușiți să aveți o imagine mai clară, o să reușiți să vă eliberați și e bine să nu aveți speranțe foarte mari în legătură cu această persoană, lăsați lucrurile să decurgă așa cum trebuie, pentru că la cum văd lucrurile aici, nu prea le văd să aibă încă un contur. Conturul vi-l faceți singuri. Bun. Și varianta 3. Persoana voastră este în energia justiției. Această persoană este într-un punct în care pentru voi poate să fie inaccesibilă, poate să fie mai rece, această persoană poate să caute foarte mult persoane cu anumite realizări academice, poate să caute persoane dintr-un anumit statut social. Este o persoană destul de rece, destul de complicată, are destul de multe fețe, este o persoană care nu prea se lasă vulnerabilă de față cu nimeni. Avem de-a face cu o persoană care are tendința să se ghideze după principii destul de superficiale. Ce am zis, e o persoană rece. E o persoană care nu se lasă vulnerabilă, nu vă lasă să știți ce simte, ce face, ce se întâmplă în inima sa, în viața sa și așa mai departe. Voi, chiar dacă teoretic ar trebui să fiți în viața acestei persoane, vă simțiți cumva opriți la poartă, opriți la ușă, cum vreți voi să ziceți, dar avem de-a face cu o persoană care în mod activ aici nu cred că își dorește să facă ceva și o să explic de ce. Toate cărțile arată abținere, toate cărțile arată un mare nu, o, nu știu, o blocare, dacă vreți să spuneți așa. Aici, cine a încercat, dacă voi ați încercat să faceți un mic ritual ca această persoană să se întoarcă sau ceva de această natură, ritualul vostru este blocat. Pentru unii dintre voi, aici poate să fie inclusiv de ancestorii persoanei, pentru alții dintre voi poate să fie inclusiv de persoană. Dar ce vreau eu să zic în toată această situație este că persoana efectiv nu văd să vrea ceva cu voi, nu văd să aibă intenții către voi, nu văd să vină către voi, nu văd să facă ceva cu voi. O văd efectiv stând departe, stând cu propria sa viață și încercând să se orienteze pe alte lucruri din viața sa. Nu este o persoană care să se axeze pe emoțional. Aici este o fugă de a recunoaște sentimentele și de a le simți. Deci nu vă așteptați ca această persoană să sufere după voi sau ceva de această natură. Mai degrabă această persoană se ține preocupată cu munca, cu prietenii, cu ieșirile, cu orice altceva, dar nu iubire. Ce se întâmplă aici este că voi simțiți o conexiune foarte puternică și foarte mare în legătură cu această persoană, dar această persoană nu vrea să vă arate același lucru, nu vrea să vă prezinte același lucru. Este ca și cum voi trageți de această situație, devine o relație, dar persoana fuge de ea. De asemenea, aici mai poate să fie faptul că voi puteți fi într-o relație și această persoană conștientizează și efectiv a trecut peste. Dar nu văd aici o relație între voi. Sau aici mai poate fi cazul în care voi vă uitați pe rețelele de socializare ale acestei persoane, vedeți că este într-o relație și voi aveți senzația că, mamă, ce iubire, ce dragoste, ce suflete pereche sunt acolo. Nu, n-are nicio treabă persoana asta cu iubirea. În acest moment este foarte închisă către iubire. Numai voi sunteți cu gândul la iubire, voi aveți speranțe legate de iubire, această persoană nu. Nici către voi, nici către altcineva. Și cu cât mai repede acceptați asta, cu atât va fi mai ușor pentru voi și cu atât va fi mai bine. Numai, na, n-aveți ce să faceți aici.
Voi sperați la întoarcerea acestei persoane, doar lecția voastră aici este să învățați să fiți în energia voastră, să învățați să fiți puternici și să stați de unii singuri. Este nevoie ca voi să aveți o creștere pe toate planurile și nu vă puteți concentra nici voi către iubire. Voi pur și simplu îi spuneți Universului, nu, nu vreau să mă concentrez pe altceva, vreau să mă concentrez pe iubire. Dar voi n-ați ajuns la etapa în care voi să fiți cu persoana cu care trebuie să fiți și atunci Universul vă cam blochează din a face ce vreți voi și lucrurile, pardon, nu prea merg bine și voi nu înțelegeți ce are Universul cu voi, de ce e supărat pe voi și așa mai departe. Universul nu este supărat pe voi, doar că este nevoie de ordinea lucrurilor și dacă nu înțelegeți acum de ce este cazul doar să acceptați și să vedeți unde vă duce toată această situație. Nu încercați să preluați inițiative inutile. Ocupați-vă de viața voastră, puneți-vă restul lucrurilor în ordine, iar când acestea vor fi în ordine, persoana potrivită apare la voi. Trebuie să aveți încredere în chestia asta și nu să trageți de univers să vină lucrurile așa cum vă doriți voi, pentru că nu o să meargă așa. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem curând. La revedere!